Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul de YouTube al Academiei 10 la Info. Eu sunt Paul Someșan și uh, mă bucur mult că reușesc să fac acest videoclip din nou după foarte, foarte mult timp. Știu că a trecut mult de la ultimele postări. De fapt, ultimele postări au fost chiar rezolvările simulărilor pe care le-am organizat în cadrul Academiei 10 la Info. Și fac acest videoclip pentru că astăzi este ultima săptămână de școală pentru liceeni, pentru elevii de clasa 12-a de fapt. Și mi se pare foarte important să povestim puțin despre ce se va întâmpla în următoarele săptămâni, pentru că ceea ce se va întâmpla de fapt în următoarele săptămâni pentru elevii de clasa 12-a le va influența probabil toată viața și mi se pare foarte important ca acum să faceți ceea ce trebuie și să vă concentrați să dați tot ce aveți mai bun pentru a vă atinge toate obiectivele. În primul și în primul rând, în următoarele 3 săptămâni veți fi într o pseudo vacanță, vacanță de la orele și cursurile de la școală, dar sunt sigur că veți face pregătiri la română, mate și informatică, probabil pentru bacalaureat. Aici profesorii de la școală vor încerca să vă ajute cât de mult pot. Nu știu cum funcționează cu grevele exact acum, dar va încerca toată lumea să vă ajute cât de mult se poate pentru că în 3 săptămâni va avea loc bacul, dacă desigur toată situația cu greva nu se, nu se înrăutățește. Dar în 3 săptămâni veți avea bacul. La română și mate e mult de învățat, la română e foarte mult de învățat, la mate sunt foarte multe formule, foarte multe metode de rezolvare și aveți foarte mult de învățat. La informatică, pe de altă parte, dacă ați fost niște elevi conștiincioși în cei 3 ani, patru ani în care ați făcut algoritmică în liceu, bacul nu va fi uh, ceva dificil sub nicio formă și veți reuși să obțineți o notă foarte, foarte bună care să vă mulțumească și care să vă ofere uh, toate șansele să intrați la orice facultate vă doriți, indiferent că este ea cu dosar sau nu. Uh, acum... Evident, în cazul în care vă doriți la info să notă peste 9, lucru pentru care trebuie să dovediți o foarte bună cunoaștere a tuturor conceptelor și a tot ce intra, cursul nostru de pregătire pentru BAC este perfect. A fost gândit pentru asta, este acum la 200 de lei, n-a fost niciodată atât de ieftin, este acum la 200 de lei și se vinde la 200 de lei. Gândiți-vă că 200 de lei și 12 ore din viața voastră în care să-l parcurgeți, înseamnă 13 ore, scuze, are 13 acum și 13 ore din viața voastră în care să-l parcurgeți înseamnă de fapt o notă asigurată. Peste nu nu trecut nimeni care a parcurs cursul și care a participat la curs nu a luat o notă sub 9. Deci este un curs foarte, foarte bun, un curs foarte, foarte ieftin. Da? Uh, și chiar vă recomand să-l parcurgeți. Prețul acela, vă dați seama, este pus pentru că mă costă foarte mult hostingul site-ului, hostingul videourilor și așa mai departe. Dar până la urmă, la final, uh, să vedeți, chiar uh, nu, nu există profitabilitate din acel curs. Pur și simplu uh, îmi doresc și de asta l-am și ieftinit, acum mi-a mai dat 20% reducere. Îmi doresc să ajungă la cât mai mulți dintre voi, să-l parcurgeți și să luați notă bună în În bacul la info e foarte ușor să iei. Zece. Dar trebuie să știi câteva lucruri foarte importante. Și aceste lucruri le puteți învăța cu ajutorul cursului. Desigur, după ce trece bacul, o să fie totul bine, sunt sigur, depuneți contestații dacă e cazul, și peste 4 săptămâni aveți rezultatul. Va începe perioada de înscriere la facultăți, și în 6 săptămâni de acum vor fi admiterile la facultăți, indiferent că discutăm de Politehnica, București, Universitatea București, UBB, Politehnica din, Buc din Cluj, și așa ja mai departe. Evident, eu aici vreau să discut cu voi despre examenele de admitere la universitățile de informatică sau care au examen din informatică și aici intervine evident Unibucu, Polibucu și UBBU. Desigur, facultățile de la Iași, Timișoara și așa mai departe, organizează și ei examene de admitere, examene de admitere în care materia este exact cea pentru BAC, doar că dusă la următorul nivel, Se de fapt materia cuprinsă de cursul de pregătire pentru admiterea la Unibuc și Polibuc. Astfel, dacă vă doriți să dați admitere la Iași, Timișoara și, bă, cred că și Brașovul uh, au admitere, nu sunt sigur, uh, acolo o să aveți nevoie să stăpâniți extrem, extrem de bine la un nivel superior examenului de baccalaureat materia pentru BAC. Da? Materia din programa școlară de la Mateinfo Info. Și pentru acest lucru vă recomand evident cursul de prieteni pentru admiterea la Unibook și Polibook. Este da, admiterile la București, un curs de 20 de ore aproape, nu știu, nu știu exact cât are, 18 ore ceva de genul, nu? nu țin minte date din astea. Are 18 ore, dintre care 14 sunt recapitularea și accentuarea și punerea în evidență a tuturor chichițelor și a tuturor lucrurilor importante pe care trebuie să le știți pentru aceste examene de admitere. Uh, din nou, și acest curs, o să vedeți și cel de UBB la fel, beneficiază de o reducere de 20%, teoretic până în această seară, da? deci până, până pe 31 mai, ora 23.59, uh, prețul este redus. Uh, și atunci ar fi super să îl luați cât de repede, pentru că dacă nu, cel mai probabil de mâine se va întoarce la prețul lui complet, care este de 500 de lei. Acum, Categoric, dacă, dacă văd că este cerere, o să continui reducerea. Pentru că, așa cum vă spuneam, în acest moment nu mai este vorba despre a ajunge cursul doar la cei extrem de pasionați, doar la cei care își doresc foarte mult. Este vorba de a ajuta cât mai mulți elevi din țara aceasta. Și îmi doresc foarte mult cursul să ajungă la cât mai multă lume, pentru că cu cât mai mulți. Absolvenții acestui curs sunt cu atât cresc notele de la admitere. Cu atât cresc notele de admitere. Gândiți-vă la admiterea de la UBB. Niciodată nu a fost așa de dificilă cum este anul acesta. Este, este efectiv extrem, extrem de dificilă. Extrem de dificilă. Și uh, o să fie cea mai dificilă admitere la UBB care a fost vreodată. De ce credeți? Pentru că 230 de elevi aproape au parcurs deja cursul acela. 230 de elevi sunt pregătiți la cel mai înalt nivel posibil. La București cursul a fost lansat în mai, uh, nu, în, în aprilie, parcă nu mai, nu mai țin minte exact, la în începutul lui aprilie. Până acum s-au dat deja vreo 50 de cursuri, 50 și ceva. Este din nou un curs foarte, foarte bun care va crește foarte mult ștacheta, va crește foarte mult nivelul. Este foarte important aceste cursuri să le parcurgeți și după aia peste aceste cursuri să construiți. Este foarte, foarte greu să învățați absolut toată, toată materia de care aveți nevoie fără un asemenea curs. Și nu, nu, nu zic neapărat că este cursul meu. Oriunde găsiți un curs de pregătire, dar în păcate nu sunt altele. Dar oriunde găsiți un curs capcoadă cu toată materia din prima zi din clasa 9 până în ultima zi din clasa 12, cu tot ce aveți nevoie pentru examen este foarte bun și vă prinde foarte bine. Multă lume m-a întrebat ce am făcut eu să intru primul în 2021 la UBB, da, eu acum am terminat anul 2. În 2021 am dat și eu admiterea, am avut cea mai mare notă din examenul de admitere. Ce am făcut? Ei bine, ceea ce am făcut a fost să recapitulez toată materia. N-am făcut grile, am făcut chiar puține grile pentru că nu erau atunci grile. Nu am rezolvat subiecte de bac foarte multe că nu vedeam sens. În schimb, dacă vă duceți pe PB Info și mă căutați, scrieți Paul ar trebui să mă găsiți pe undeva pe acolo, pe la useri. Și vă uitați, eu am 2200 de probleme rezolvate și de atunci până acum am mai făcut vreo 200 cu elevii de la meditație, evident, 200 de probleme noi. În rest am tot refăcut probleme pe care le aveam deja. Și eu rezolvasem în practic 2000 de probleme în interval de 6 luni înainte de, înainte de examen. De ce? Pentru că construiam canalul de YouTube 10 la Info pe care îl aveți și acum. Și trebuia să mă documentez, trebuia să recapitulez și trebuia să văd tot. Eu am experiența și știu absolut tot ce trebuie voi să știți pentru a lua o notă foarte bună la aceste examene de admitere. Știu cum se construiesc subiectele, ați văzut, am construit subiectele de la simulare, ultimele două au fost chiar uh, foarte asemănătoare cu modelele lor. Am construit, am, uh, am încercat mereu să-mi dau seama și să le fac cât se poate de bine. Și eu zic că am să mai am niște subiecte foarte bune. În acest motiv, ar trebui să aveți încredere că știu foarte bine cum se construiește un subiect de admitere și știu ce este important și ce trebuie să știți pentru a lua o notă foarte bună într-un asemenea examen. Este foarte important să înțelegeți că concurența nu este ca anul trecut. Dacă anul trecut intrai cu 8.50, anul ăsta nu mai intri cu 8.50. Generațiile se modifică și credeți m am pregătit și generația trecută. Generația asta e mult mai bună. Trebuie să faceți tot ce vă stă în putere. Dacă vă doriți acest Am, am primit hate la un moment dat pe YouTube că de, de ce uh, ia lumea cursurile mele pentru că n-ai nevoie de facultate să fii să ITist. Ok, nu contrazic acest lucru. Sunt exemple. Dacă ești extrem de pasionat și înveți informatica, poți să o înveți și singur. Toată. N-ai nevoie de facultate. Dar dacă vrei facultate, trebuie să înțelegi faptul că trebuie să fii admis în primul rând la această facultate. Și ca să fii admis la o facultate, trebuie în primul rând să iei o notă foarte bună în examen și să concurezi cu toată lumea. E un domeniu, un continuă expansiune. Mie nu-mi vine să cred cât de mult au progresat generațiile, de la una la alta, ce, ce, diferențe sunt. Ce diferențe sunt de la o generație la alta? Gândiți-vă că în 2021 ultima, ultima, medie cu care se intra era 7.20, anul trecut a fost 8.80 la UBB și anul ăsta o să fie bine peste 9. Vă zic acest lucru pentru a vă ambiționa, parcurgeți cursurile Academiei 10 la Info, faceți probleme de PPB Info. Faceți toate subiectele. Inc. Dacă dați la Polybook, faceți-le și pe alea de la Unibook și de la UBB. Dacă dați la UBB, faceți-le și pe alea de la Polybook și de la Unibook. Nimic nu-i în plus. Nimic nu-i pe lângă. E informatică și trebuie să învățați informatică. Trebuie să învățați foarte, foarte, foarte bine tot. Absolut tot. Deci, acestea fiind spuse... Ceea ce, vă, ceea ce vă recomand să faceți este să beneficiați odată de reducerile pe care noi le avem la cursuri Să parcurgeți aceste cursuri de una două 3, 7 ori Și să înțelegeți că trebuie să munciți foarte mult PB Info, grile, grile de la celelalte universități Probleme de informatică, subiecte de bac și tot Mai aveți 6 săptămâni se vede deja luminița de la capătul tunelului, cum s-ar spune. Mai sunt șase săptămâni, șase săptămâni în care puteți să trageți, care puteți să vă sacrificați plăcerile, pentru ca după aceea să aveți cea mai frumoasă vară ever. Degeaba vă distrați acum foarte mult și vă bucurați de astea șase săptămâni de vacanță dacă cumva, prin absurd, nu intrați la facultate, pentru că după aceea vă urma o vară de chin și durere. Da, pentru că-s convins că nimeni nu o să fie fericit să nu intre la facultatea unde-și dorește. Astfel, Ceea ce vă recomand, ultima dată o spun. Parcurgeți cursurile, faceți grile, faceți probleme de PPB Info, faceți subiectele de la alte facultăți, faceți subiecte de BAC, faceți tot ce înseamnă informatică. E o concurență, nu vă dați seama. Eu îmi dau seama, am făcut subiecte de simulare, am lucrat cu elevi, am lucrat anul ăsta peste 400 de elevi. Știu ce e acolo și sunt extrem de buni. Sunt extrem, extrem, extrem de buni. Așa că nu vă lăsați că se intră ca anii trecuți, nu, să nu credeți acest lucru pentru că nu este adevărat, trebuie să munciți din greu și să vă maximizați șansele beneficiind de absolut toate instrumentele care există. E plăcerea mea să vă răspund la toate întrebările, așa că o să vă las, o să, o să vă rog de fapt să-mi scrieți. În secțiunea de comentarii, toate întrebările voastre o să, vi, o să vă răspund la ele cu, cu tot dragul. O să încerc să vă explic și să vă arăt uh, toate mijloacele prin care puteți să învățați. Dar trebuie să mă întrebați. Este foarte important să munciți foarte, foarte, foarte mult. O să fie o admitere extrem de dificilă la toate universitățile din țara asta, pentru că toată lumea progresează extrem de mult. Extrem, extrem, extrem de mult. Mult succes tuturor, aștept întrebările voastre în secțiunea de comentarii. Vă las link și către Academia 10 le Info dacă vreți să vedeți ce, ce pachete avem noi pe acolo. Sunt cursurile și momentan mai sunt webinarile, dar deja au rămas doar ultimele două. Bine, evident puteți să le luați pachetul complet și primiți înregistrările primelor două, dar asta vă las, vă las, mai multe date în secțiunea de descriere a acestui videoclip. Eu am fost Paul Someșan, vă mulțumesc mult pentru vizualizare. Nu uitați, dați like, subscribe dacă vă place ce facem noi aici pe YouTube și sfaturile mele, pentru că dacă dați subscribe o să primiți mai multe. Și desigur, așa cum spuneam, nu uitați să îmi scrieți întrebările voastre în secțiunea din comentarii pentru că mă voi uita la ele. Mult succes tuturor, distracție plăcută că știu că acum aveți banchete și așa mai departe, dar nu uitați să vă întoarceți și să progresați. Vă mulțumesc mult, distracție faină și spor la muncă. Salutare tuturor!